Weekendul viitor, reprezentanții Consiliului Județean Buzău se vor afla la aproape 300 de kilometri distanță de casă în raionul Dubăsari din Republica Moldova. Delegația buzoiană va fi prezentă la o sesiune comună organizată de Consiliul Raional Dubăsari. Vizita are ca scop îmbunătățirea relațiilor de colaborare între cele două administrații. Delegația va fi condusă de președintele Consiliului Județean Buzău, Petre Emanuel Neagu. Și acolo, în eventualitatea în care o să dați votul favorabil, o să avem o ședință comună, cum am avut-o și cu cei de la Soroca, și vom pune lua act și probabil că vom lua în discuție cu siguranță și probabil că va fi și supusă proiectele care le avem cu raionul Consiliul Raional Dubăsari, în care majoritatea este deținută de Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, partid antiunionist, este a doua autoritate din Republica Moldova, care este într-o relație de colaborare cu administrația buzoiană. Mult mai vechi sunt relațiile de colaborare cu raionul Soroca, acolo unde cu banii alocați de Consiliul Județean și Primăria Buzău au fost reabilitate mai multe obiective de infrastructură. Sunt cei de la Soroca, unde acolo și cu sprijinul nostru și cu ajutorul și cu sprijinul municipiului Buzău, Consiliul Local și al Primăriei, bineînțeles, s-au reabilitat niște străzi. Noi, Consiliul Județean, am reabilitat o secție a Spitalului Raional, avem proiecte în continuare împreună, plus că avem schimburile, dacă vreți, în educație. Dubăsari, aflat pe malul stâng al râului Nistru, este parte a fostului raion Dubăsari, care a rămas sub controlul autorităților moldovenești după conflictul din 1992 din Transnistria. Regiunea are o populație de aproximativ 30.000 de locuitori, majoritatea moldoveni.